A fost stabilită data limită pentru contractul necesar construirii lotului 1 Remetea Mare-Jebel al autostrăzii Timișoara-Moravița. Antreprenorii pot depune ofertele până pe data de 11 noiembrie 2024 pentru construcția acestui lot în lungime de 35,67 de kilometri. Valoarea estimată a contractului este de 5,65 miliarde de lei, sumă care va fi asigurată prin programul Transport, iar perioada maximă este de 48 de luni, 12 luni proiectare și 36 de luni execuție. Pe traseul acestui prim lot vor fi construite inclusiv un pod peste râul Timiș, un centru de întreținere și coordonare și două parcări de scurtă durată, iar fiecare va dispune de infrastructura necesară amplasării a minimum 6 stații de încărcare pentru autoturismele electrice. Conexiunea lotului 1 al autostrăzii Timișoara-Moravița cu alte rute va fi asigurată prin 4 noduri rutiere.